Domnul, să vă binecuvinteze pe toți. Haideți să deschidem la FSN, la capitolul 6, și să citim de la versetul 10 în jos. Haideți să și stăm ridicați înaintea Domnului, că așa e frumos să cinstim cuvântul Domnului. Biblia spune în felul următor. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua ce are și să puteți rămâne în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestor a scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți Sfinții. Amin. Vă rog frumos să reluați locurile. Tema pentru seara aceasta este aceasta: strategii sau tactici de apărare în lupta spirituală, și vreau să încep cu o experiență pe care am avut-o. Cred că a fost printre primele experiențe în care am intrat pur și simplu în lumea spirituală, și n-am fost foarte conștient de lucrurile acestea până nu m-am lovit de ele atunci. Cred că aveam undeva la 20 de ani, 20 și ceva, și la un moment dat, foarte interesant, a început să-mi placă de o fată. E normal la vârsta aceea să ai sentimente frumoase față de o fată, bineînțeles, dacă ești un băiat serios, dar mă gândeam la următorul lucru. Să nu inițiez nicio lucrare în dreptul ei, să nu mă duc să vorbesc cu ea, să nu-i spun absolut nimic, până nu vorbește Domnul, să știu ce are El în plan cu mine, ca să nu fac pe cineva să sufere și mai bine să sufăr eu dacă e cazul, dar vreau să rămân în voia Domnului. Și am intrat în rugăciune. Foarte interesant, după o luptă în rugăciune de câteva luni de zile, în care fata nu știa foarte multe și poate nici nu bănuia nimic. La un moment dat, ea a intuit ceva, plecase din țară și mi-a scris, mi-a scris ceva, așa, gânduri din scriptură, dar eu am avut o descoperire dată prin Duhul Sfânt, printr-un vas de lucru, și îmi spunea Domnul în felul următor: să iei o zi de post și să te lupți în ziua aceea de post, să te lupți, că eu vreau să-ți dau biruință. Știți ce era foarte interesant în viața mea? N-am mai pățit până atunci lucrul acesta și uh, nu vreau să-l mai pățesc decât numai cu uh, soția mea, cu Cristina. Uh, îmi simțea minima legată de fata asta. Erau niște legături tainice. Aveam o simpatie față de ea Inexprimabilă, pentru că nu o știam, am văzut o dată sau de două ori. Și când am văzut-o prima dată, am văzut-o din spate, așa. deci nu i am văzut nici măcar fața. Și imediat în inima mea s-a creat ceva. Și erau niște legături și eu nu știam dacă -s de la Domnul sau nu -s de la Domnul. Simțeam că ceva parcă nu-i nu chiar în regulă, dar nu eram sigur nici de acest nu chiar în regulă, pentru că eram tulburat. Ei, m-am luptat câteva luni cu gândurile astea, cu simpatia aia care parcă tot creștea în inima mea. Și vocea Domnului care a venit și mi-a zis să intru într-o zi de post înaintea lui, a venit ca o ploaie care vine peste un pământ uscat și imediat am zis, sigur, Domnul o să-mi vorbească și o să știu dacă e da sau nu. Deci Domnul m-a ținut în suspans câteva luni. Culmea că în ziua în care eu am început să mă rog, am început să postesc, la început, chiar dimineața, să zic așa, în ziua aia n-am plecat nicăieri de acasă, am stat singur într-o cameră. În ziua aia am început cu mărturisire, cu recunoașterea vieții mele, mi-am reluat viața de la început, lucru care, de fapt, l-am mai făcut și în fața unor slujitori. Dar am zis, Doamne, vreau să mă mărturisesc pentru ca lupta mea să fie așa cum vrei tu. Și am făcut o rugăciune sau două rugăciuni de mărturisire chiar la început. Știu că rugăciunile mele erau cu adevărat lupte, erau undeva la 30-40 de minute, o oră, poate peste o oră. Și după ce am terminat cele două rugăciuni, primele de mărturisire, am început mijlocirea. Imediat ce am început să mijlocesc și să mă rog pentru tânăra asta, nu mă rugam neapărat să-mi zică Domnul dacă e ea pentru mine sau nu pentru mine. Mă rugam pur și simplu pentru ea, pentru problemele ei, pentru suferințele, necazurile. Știam că are fiecare om problemele lui. Culmea că în timp ce mă rugam, am văzut de fapt asta cred că era a doua vedenie din viața mea, una au semn la o prorociță mincinoasă, acolo domnul m-a avertizat și n-am mai mers niciodată acolo, dar aici, cred că a doua experiență a fost în viața mea cu ceva ce mi-a arătat domnul. În timp ce eu mă rugam și eram cu ochii închiși, vedeam niște ființe care veneau în fața mea și acan indian, erau niște ființe nu foarte înalte, cam un metru și ceva, poate să fie avut. Uh, erau îmbrăcate în negru, aveau niște ochi oblici, așa, sclipitori roșii. Și m-am speriat că prima dată am văzut așa ceva în viața mea. Și am început să le mustru sângele lui Isus, să vă mustre Golgota Domnului Isus, să vă mostre numele lui Isus, chemam numele lui Isus. Și vedeam cum, aceste ființe demonice, malefice, pur și simplu nu aveau putere asupra mea, ci dispărea una câte una. Dar au fost multe, multe, multe. La urmă, după o luptă crâncenă, în rugăciune, a venit în fața mea o altă ființă, parcă era căpetenia lor, era mai înaltă decât mine, solid așa ca un urs, arăta. Și se uita așa în bătaie de joc la mine și am tot mustrat-o și până la urmă s-a dus. Dar greu, greu a după ce am avut toată lupta asta, pentru că vă dați seama, asta a fost în mai multe reprize, n-a fost doar o rugăciune. M-am luptat cu pitice, aia, cum le-am zis eu, negri, așa care veneau, o rugăciune, după aceea mai fost o rugăciune, după aceea încă una. Și abia la urmă a venit căpetenia lor și apoi au dispărut cu totul. Și s-a instalat o pace și o liniște. Și era deja seară, după o zi de... Post de rugăciune, de insistență înaintea lui Dumnezeu, era deja seară și Domnul mi-a arătat în felul următor: o casă, casa aceasta era de o simetrie perfectă, avea o ușă la mijloc, avea câteva ferestre în stânga, câteva în dreapta, dar casa aceasta era jumătate făcută din cărămidă și jumătate din paie. Și o voce mi-a zis: așa asta îți va fi căznicia ta cu cea pe care o cer din mâna mea. Am zis, Doamne, mulțumesc, nu vreau, nu vreau. Căznicie de paie sau semi, nu, nu, nu vreau, mulțumesc. Și am zis totuși, măi, dacă toate lucrurile astea s-au înălucit numai și au fost în mintea mea, pentru că n-am mai avut experiență de genul ăsta. Trebuie să mă duc și să-l întreb pe Domnul, să văd a fost ceva real sau n-a fost ceva real? Și atunci m-am dus undeva la rugăciune, la un vas de lucru și ascultam ce lucrare am avut. Zice: așa vorbește Domnul, faptul că te-am folosit în vremea aceasta ca pe un clește care scoate un tăciune din foc, să nu te superi, că ție ți-a fost dată rezistența ca să scoți tăciunele din foc. Pentru ceea ce ai făcut, a zis Domnul, eu te voi răsplăti. Dar ține cont că binecuvântarea ta nu este aceasta. A fost foarte clară lucrarea. Și am înțeles următorul lucru și o să vedeți imediat, aici în domeniul strategiilor de apărare în lupta spirituală, există multe, o multitudine, Domnul nu ne-a ne lăsat săraci. Am înțeles mai târziu, am fost la fratele Vilucă în Feleac, era un proroc care avea lucrări foarte bune, foarte clare. Și fratele s-a uitat la mine după o rugăciune, zice frate, am avut din partea Domnului următoarea vedemie, că Domnul te-a luat de mână și te-a dus într-o sală cu arme. Erau acolo săbi, erau sulițe, erau scuturi, erau tot felul, săgeți, arcuri, tot ce vrei de arme din lumea aceasta. Și mâna Domnului a zis... Te-a dus acolo, te-a lăsat așa și a zis: "Domnul alege de aici o armă, care o vrei tu? Pentru că vreau să te folosesc în lupta mea", a zis Domnul. Eu m-am uitat, spunea fratele, m-am uitat, de jur împrejur și am zis: "Doamne, nici nu știu ce să aleg, alege tu pentru mine". Și spunea el așa, zice Domnul, s-a dus undeva la un raft, a luat de acolo un glob așa, alb, strălucitor și ți l-a pus în mână. Și a zis în felul următor, aceasta este iubirea care îți va fi o armă toată viața. Îți dau ca armă iubirea, iubirea mea, iubirea lui Dumnezeu. Și când vrăjmașul va veni ca să te lovească cu armele lui, tu vei putea cu această armă puternică pe care ți-am dat-o să te învălui într-o ceață sfântă, albă și nu o să aibă putere vrăjmașul să te lovească. Asta a fost descoperirea. Și am făcut legătură cu iubirea mea pământească, firească, față de fata aceea. Culmea, știți ce a fost? Că după ziua respectivă sau în seara zilei respective, parcă s-au rupt din inima mea niște legături puternice, toate simpatiile mele pentru fata asta. Și au venit din străinătate foarte hotărâtă să se căstorească cu mine. Și acum ea mă căuta pe mine. Înainte m-am rugat, am postit, i-am dat cumva de înțeles că mi-ar plăcea de ea la un moment dat, dar a venit hotărâtă, gata. Și când au venit, eu eram foarte, nu știu, așa, nu antipatic, eram indiferent cumva, că nu, nu aveam o antipatie față de ea, eram indiferent. Și m-am întâlnit cu ea și a pus la cale fata asta și o mașinație, de aia zic asta ca să vă păziți. A fost prezentă la un moment dat când am avut o descoperire că domnul mi-a zis că peste o jumătate de vreme îmi va da soție și ea a o calculat șase luni și după șase luni m-a invitat la pizza. Fiți atenți, fiți atenți, că ea deja umbla după mine și încerca să mă prindă. Și a trebuit să am o discuție cu ea și am avut-o. Și am spus în felul următor, uite, Domnul mi-a vorbit, nu mai pot să am niciun sentiment bun, așa, în vederea căsătoriei față de tine, dar te ajut cu post și cu rugăciune să te căsătorești. Ești de acord? Da. M-am rugat, am postit și în câteva luni s-a căsătorit. Doamne, fi lăudat. Am scăpat. Dar revin la experiența asta mea. Când Domnul mi-a vorbit prin fratele Vilucă și mi-a spus că mi-a dat arma iubirii, ascultați-mă, de multe ori în viață vin atâtea bătălii peste noi, atâtea lovituri din partea vrăjmașului, din partea lumii, din partea oamenilor. De multe ori trece tăvălugul peste tine, o să vedeți, după ce vă căstoriți, necazuri, suferință, tot felul, dureri. Trece tăvălugul peste tine și te vezi pe nicăieri. Și atunci când e jos și parcă ești una cu pământul, atâta nu mai poți să zici, Doamne, mi-a mai rămas iubirea, atât. Te iubesc pe tine și nu pot să zic că nu am, că tu mi-ai dat-o, asta e arma mea. Dacă Domnul ți-a dat o armă, poate ți-o dat o altă armă de mijlocire, o sabie puternică a Duhului. Poate ți-o dat Dumnezeu credință, un dar al credinței. E darul lui Dumnezeu și oricâte lucruri și oricâte evenimente neplăcute vor veni peste voi, nu uitați să țineți cu două mâinile de darul pe care Dumnezeu vi l-a dat sau vrea să vi-l dea și să nu lăsați niciodată din mână, pentru că e darul lui Dumnezeu. E darul lui Dumnezeu. Și așa am realizat prin descoperirea lui fratele vi că prin experiența asta că Domnul mi-a dat o armă a iubirii. Și oricât sunt lucrurile de grele, nu pot să zic, sunt, să știți, cazuri și nu vreau să fac aici, nu știu, parada cazurilor sau așa. Sunt cazuri când oamenii în miez de noapte îmi scriu, am o problemă, roagă -te. Și niciodată nu pot să refuz pe cineva, pentru că Domnul mi-a pus iubire în inimă, oricât îți de obosit, nu pot să refuz pe nimeni, că Domnul a pus-o. Și dacă Domnul a pus-o, atunci cine sunt eu? Un nimeni. Domnul este totul. Vreau să ne întoarcem la, la textul nostru și haideți puțin să ne uităm în textul acesta și să extragem câteva idei despre strategiile de apărare în lupta spirituală și o să ne axăm în special pe două texte, unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament și din aceste două texte. Uh, o armă de apărare am numit-o în vechiul rugăciunea, rugăciunea și foarte bună, și pentru Noul Testament este iubirea sau dragostea lui Dumnezeu. Dar totuși, haideți să rămânem aici în Efeseni 6 și să extragem aceste cel puțin patru idei, patru idei din textul Efesen 6. Odată, prima strategie de apărare în lupta spirituală, care e foarte importantă pentru noi, este antrenarea sau antrenamentul. În versetul 10 spune în felul următor. În colo fraților, observați că textul acesta e dedicat fraților, nu oricui, fraților, deci copilor lui Dumnezeu. Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Asta înseamnă să te antrenezi. Că niciodată nu poți fi tare, Niciodată nu poți fi puternic decât atunci când ești în Domnul și când ești în puterea tăriei Lui, când ești acolo. Și m-am uitat, să știți, și mi-a plăcut extraordinar și vă îndemn dacă puteți să vă procurați cartea asta, că e foarte bună. William Gurnall, de cartea aceea în două volume, bazată pe FSN, capitolul 6, creștinul în armură completă. Foarte bună carte asta. Autorul a scris-o, gândiți-vă, în anul 1666, cam atunci a scris-o, și el spunea că există cel puțin cinci motive pentru care Dumnezeu este de partea noastră atunci când noi ne antrenăm spiritual, adică atunci când progresăm din punct de vedere spiritual, când ne întărim în puterea tăriei lui Dumnezeu. Și anume, spunea el așa, el este rudă cu noi, Dumnezeu, și de aceea vrea să ne ajute și să ne întărească în puterea tăriei lui. Apoi, al doilea motiv. El ne iubește și de aceea vrea să fim tari în puterea tăriei lui. Al treilea. El a făcut legământ cu noi și de aceea vrea ca noi să fim tari. Al patrulea lucru. El ne-a făcut promisiuni. Biblia e plină de promisiuni și de aceea el vrea să fim tari. Al cincilea motiv. Hristos Domnul stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Și de aceea Dumnezeu vrea ca noi să fim tari. Slăvit să fie Domnul! Nu știu, m-am înviorat, să știți, autorul ăsta cu, cu ideile astea. A fost un om care a stat la dispoziția lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit. Și când mă gândesc, Doamne, cum sunt scam slab, zice Domnul, da, adu-ți aminte că eu sunt rudă cu tine, tu ești fiul meu, tu ești copilul meu, adu-ți aminte că te iubesc, adu-ți aminte că Iisus Hristos mijlocește pentru tine, adu-ți aminte că ai făcut un legământ cu mine. Și imediat încep să te, să te bucur și Domnul zice, ia Biblia și vei câte promisiuni am pentru tine. Fii tare, nu te lăsa. Și atunci a zis, gata, Doamne, nu pe baza meritelor mele, uite, pe baza meritelor tale, mă duc înainte. Asta înseamnă, până la urmă, antrenament. Al doilea lucru, în armare, în armare. Și deja de la versetul 11, spune, îmbrăcați-vă cu toată armura și vedeți, și aici are farmecul ei scriptura. Versetul 11, de ce folosește apostolul Pavel cuvântul îmbrăcați-vă? Că de fapt, din grădina Edenului de la cădere, oamenii trebuie să umble îmbrăcați, că așa trebuie și așa e frumos și așa e cuvincios și așa mai departe. Și deja îmbrăcămintea nu este o opțiune, este o necesitate. Și îmbrăcămintea o avem mereu cu noi, și atunci, dacă vine Apostolul Pavel și spune îmbrăcați-vă cu armura, înseamnă că asta trebuie să o avem continuu cu noi. Că romanii, gândiți-vă, și alte popoare își luau armura când mergeau la război. Se luptau, lăsau armura undeva într-un depozit, mergeau acasă, își luau hainele pe ei. Dar vine Domnul și zice, vedeți că voi sunteți într-un război continuu. Războiul vostru nu este opțional Și nu-i numai 5 minute sau 5 ore sau 5 zile sau 5 luni E toată viața Și atunci ca să rezistați în războiul acesta Voi trebuie să aveți o îmbrăcăminte Dacă v-ați dezbrăcat de lucrurile cele vechi Că vorbește tot aici în FSM despre lucrul acesta Dar revenim în armarea și imediat, după ce spune îmbrăcați adică armamentul acesta, armura asta, trebuie să aibă un caracter permanent, ne dă și motiv, dar o și numește armura lui Dumnezeu în versetul 11, dar ne dă motivul ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Și apoi de la versetul 13 în jos o descrie, de la versetul 14, adevărul, Asta trebuie să fie în jurul mijlocului, neprihănirea, Evanghelia păcii, credința, scutul credinței, apoi coiful mântuirii, apoi sabia Duhului și imediat Apostolul Pavel descrie aici portretul unui om al lui Dumnezeu bine înarmat. În special când vorbește despre scutul credinței, spune pe deasupra tuturor acestora luat scutul credinței. Știți ce e foarte frumos la Apostolul Pavel când vorbește și inspirat de Duhul Sfânt aici? Să zicem așa, mijlocul încins cu adevărul. Înseamnă că adevărul ne protejează mijlocul, puterea, că asta simbolizează până la urmă mijlocul, puterea. Atunci când ești cu adevărul, cu dreptatea lui Dumnezeu, ești puternic. Neprihănirea ne protejează inima. Atunci când tu ai primit dovada că ești neprihănit, că ești sfințit de Dumnezeu, că ești socotit neprihănit prin jertfa lui Hristos, inima ta pulsează, dar e protejată, diavolul nu te poate lovi. Pacea, asta trebuie să fie însoțitoarea noastră când mergem, picioarele noastre, pe oriunde merg, trebuie să vestim pacea lui Hristos, Evanghelia păcii, nu Evanghelia războiului. Mântuirea, ca și COIF, ne protejează capul, ne protejează gândurile, mintea noastră. Și sabia Duhului este deja un instrument de ofensivă. Celelalte sunt defensive, de apărare. Dar știți ce e foarte frumos? Versetul 16. Pe deasupra tuturor acestor luați scutul Credinței. Gândiți-vă că acest scut, anume Credința, apără toate celelalte părți ale corpului nostru. Dacă ai credință, credința este un supliment de apărare al adevărului. Mijlocul încins cu adevărul, dacă când ai credință și, și crezi în adevărul lui Dumnezeu, deja ai supliment, ai ceva peste, ăsta e mobil, ăsta se poate mișca, celelalte nu. Credință, dacă o ai, e supliment la platoșa neprihănirii? Ești socotit neprihănit prin jertfa lui Hristos? Păi nu știu, Stai un pic. Dacă ai credință, știi în cine ai crezut, știi cine e cu tine, știi cine ți-a dăruit neprihănirea, știi cine te sfințește. cunoști lucrul acesta și crezi din toată inima. Te duci cu Evanghelia păcii. Păi, nu sigur, nu. Vine credința și imediat apără și zona aceea, Evangheliei păcii. Ai mântuire, ești mântuit, ai siguranța mântuirii. Vine credința și zice, da, cred că o am, 100% o am. Ai sabia Duhului, 100%, și vine credința și le apără pe toate celelalte. Vedeți ce important este armamentul acesta? Deci, aici, în domeniul strategiilor de apărare, în lupta spirituală, primul lucru, noi trebuie să ne antrenăm în Domnul, în puterea tăriei lui, ne bazăm pe El, pe puterea lui, pe dragostea lui, pe ce a făcut El pentru noi, pe promisiunile Lui, pe legământul Lui cu noi și al nostru cu El. Dar imediat, al doilea lucru din text extras este înarmare. A doua strategie, trebuie să ne înarmăm. Al treilea lucru, versetul 11 și versetul 12, este studierea adversarului. Trebuie să-l studiem pe diavolul, dar să știți, nu prea mult, nu foarte mult. Nu, nu. Spunea cineva că era specialist mare în bani falși și a dus, i-a luat interviu. Un domn de la televiziune și-a zis, te rog frumos, spune-ne, cum ai reușit să identifici așa ușor banii falși? Zice, i-am studiat toată viața numai pe cei adevărați. Și așa știu de bine că dacă nu, ceva nu pușcă cu ce, ce știu eu, înseamnă că e fals. Tot. Și imediat vedeți, când studiem adversarul, vândem, mai bine să-l studiem noi pe Dumnezeu, Biblia, că am întâlnit, să știți, am întâlnit oameni care făceau studii de angelologie, dar mai mult era satanologie, să zic așa, sau demonologie. Studiau partea aia cu demonii și a ajuns imediat să fie agățați de demoni, pentru că dacă intri în zona aceea e pericol. Dar totuși Domnul ne spune că trebuie să știm care este adversarul nostru și cine sunt adversarii noștri. Și aici spune... Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, domnilor, stăpânitorilor, duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și imediat vine Domnul și spune așa, tu te antrenezi în puterea mea, da, Doamne. Atunci ești puternic, da, Doamne. Uite, o să-ți arăt puțin ce înseamnă adversar pentru tine. Și Domnul mai îngăduie, mai îngăduie, așa când și când, să intrăm în lumea spirituală și să vedem cu cine avem de-a face. Că mai avem câte o luptă în miez de noapte, sau pe genunchi, sau poate cu un om în plină zi. Asta se poate întâmpla la orice copil al lui Dumnezeu. Și Domnul face lucrurile acestea tocmai ca să ne oțelească vlaga, tocmai ca să vedem cu cine avem de-a face, că avem adversari. Și uite cum îi numește aici. Și sunt structuri de autoritate, căpetenii, domnii, stăpânitori, duhuri ale răutății care stau în locuri cerești. I-a văzut și Daniel și îngerul care a venit la Daniel în capitolul 9, în capitolul 10. Vă dați seama cu cine avem noi de a face studierea adversarului. Apoi, al patrulea lucru, care cred că cel mai important este acționarea sau lupta. Versetul 13 spune, de aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua ce are Uite cum numește Domnul, dacă vreți, că până la urmă Domnul Hristos le spunea ucenicilor că în lume vor avea necazuri. Și în camera de sus Domnul s-a rugat și a zis nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Dar aici în lumea asta în care noi avem necazuri, Vine câte o zi, ziua aceea care de altfel se prelungește, poate 10 zile, cum este în biserica aceea persecutată din Apocalipsa, sau poate e o lună, sau două, sau trei. Și țin minte că un duhovnic din Rusia a avut odată o experiență în care spunea că nu-l mai simte pe Dumnezeu și că Dumnezeu l-a părăsit. Așa simțea el, că e lăsat pur și simplu în voia unor demoni care își băteau joc de el. Și striga și plângea și se ruga și spunea, Doamne, unde ești? Și auzit la un moment dat o voce, dar după multe, multe, multe săptămâni de chin, rămâi în iad și nu dispera. Și asta a fost frânghia lui de salvare, pentru că viața lui era un iad. Că atunci când Domnul îngăduie ziua ce are peste noi, foarte greu, foarte greu să știți, atâta suntem de vulnerabili, de multe ori să știți, eu mă studiez pe mine. Domnul așa m-a așezat în trupul acesta ca să mă studiez eu pe mine, să -mi văd slăbiciunile, în special slăbiciunile, să văd toate punctele mele forte și punctele slabe, să nu mă mândresc de cele care sunt bune, care numai de la Domnul sunt, dar să mă ocup în special de alea slabe. Dar este câte o zi, când de dimineață mă simt mai slab spiritual, parcă slăbi, domnule, dintr-o dată, și atunci, atent, dacă pot să anulez anumite întâlniri din ziua aceea, le anulez. Stau mai mult în rugăciune, zic, Doamne, păzește-mă, Doamne, ajută-mă să-mi păzesc ușa buzelor și așa trece cumva până iară ajung sus la liman. Și eu mă studiez pe mine pentru că slab și așa suntem cu toții. Și vine domnul și spune: Fii atent, că tu trebuie să acționezi. Tu ești deja armat, ești antrenat, tu ai studiat ceva din puterea adversarului, știi cu cine ai de a face, dar acum trebuie să te arunci în luptă. A venit ziua cea rea și tu trebuie să dai dovadă că ești copilul lui Dumnezeu, că ești în Hristos, că ești în puterea tăriei lui Dumnezeu. Vedeți și aici este un superlativ, puterea tăriei. E ceva, o alăturare de doi termeni. Face aici Apostolul Pavel o, o figură de stil, dar nu e figură de stil, că până la urmă e un adevăr. E puterea tăriei lui Dumnezeu. Și acolo trebuie să rămânem noi. Și imediat vine Domnul și spune: Aruncă-te în luptă. Cum să mă arunc, Doamne, în luptă? Și vedem. Și de aceea am vrut să vă spun. În cartea Nemia, e primul exemplu pe care vreau să-l aduc în fața voastră, și din acest domeniu mare, mare, mare al strategiilor de luptă, în, în lupta spirituală, al strategiilor spirituale, am ales să aduc în fața voastră arma rugăciunii, puterea rugăciunii. Bineînțeles, am văzut și armele acelea din Efeseni, din capitolul 6. Dar amintiți-vă că după ce Apostolul Pavel enumeră toate lucrurile acolo, spune, faceți în toată vremea rugăciuni. Vedeți, arma rugăciunii există și la Pavel în Efeseni 6. Haideți să ne uităm puțin în Nemia. Cartea aceasta are cel puțin 11 rugăciuni diferite sau, să spun așa, referiri la rugăciuni. Pentru că la un moment dat el spune că m-am rugat și am răspuns împăratului. Deci e doar o scurtă referire, dar restul sunt încă 10 rugăciuni specifice pe care Nemia le face. Culmea că prin Nemia nu s-a făcut nicio înviere dintre cei morți, prin Nemia nu s-a făcut nicio vindecare, nicio curățare a unui lepros ca prin Elisei sau prin Ilie, nu s-a făcut nicio închidere a cerului, să se oprească ploaia și să. Dar prin nemia, în urma rugăciunii, Dumnezeu a coborât pe pământ o înțelepciune divină, dumnezeiască, și această înțelepciune pe nemia l-a păzit de mari, mari, mari greșeli. De aceea am adus în fața voastră această armă a rugăciunii, pentru că putem să zicem: eu nu sunt om cu daruri speciale dacă aș avea dar de prorocie, dacă aș avea dar de vedenie, dacă aș avea din partea Domnului darul credinței, dar sunt un om slab. Și atunci, tocmai ca să nu disperăm, Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă să aduc în fața voastră arma rugăciunii. Ca asta o putem folosi cu toții, toți. Ilie a fost un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Lui Ilie i-a plăcut de fete, să știți. Așa spune în Biblie. Supus acelul la slăbiciun ca și noi. I-a fost foame, i-a fost sete, i-a fost somn, a avut slăbiciun ca și noi. Dar a fost puternic prin rugăciune. Nemia a fost puternic prin rugăciune. Și dacă ar fi să luăm pe un om care a avut, să zic, gradul în societate, gradul lui Nemia, înălțimea lui Nemia, poziția oficială a lui Nemia, a fost Gedalia. Diferența dintre Gedalia și Nemia a fost că Gedalia nu s-a rugat. Și asta l-a costat mult. Pentru că la un moment dat, Gedalia, marele guvernator, primește o informație și spune, vezi că vine ăla să te omoare. Ha, ha zice, nu cred, du-te de aici. Și a venit și l-a ucis. N-a crezut. Pentru că, știți de ce, el nu stătea în rugăciune, Gedalia. În schimb, Nemia n-a fost un om care să aibă un dar special de vindecare, spuneam, sau de înviere din, dintre cei morți, sau de credință, să oprească soarele pe cer ca Iosua, sau să despice Marea Roșie ca și Moise altădată, sau Iordanul ca și Iosua. N-a avut dar special. Darul lui Nemia a fost darul rugăciunii. Omul acesta s-a rugat și Dumnezeu a coborât peste el în momente cheie. O înțelepciune divină, o călăuzire divină, în așa fel încât a fost călăuzit, uite, așa printre obstacole și a ajuns biruitor. Haideți să ne uităm puțin, pentru că e foarte important lucrul acesta, de la capitolul 4 în jos. Pentru că aici încep problemele lui Nemia și aici începe marea lucrare a lui Dumnezeu de apărare în dreptul lui Nemia. Versetul 1 până pe la versetul 4. Când a auzit, s-a îmbalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Și a bătut joc de iudei și a zis înaintea fraților săi, la ce lucrează acești judei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Tobia, amonitul, era lângă el și a zis să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, le va dărma zidul lor de piatră. Adică ăștia nici n-au putere să zidească așa de șubre de zidul că o să cadă. Numai la o atingere simplă o să cadă. Prima tactică a vrăjmașului în dreptul Nemia a fost acest atac exterior, să zic, anume atacul verbal. Bat jocura, bat jocura. Cum răspunde Nemia la bat jocura? Versetul 4. Ascultă Dumnezeul nostru. Se roagă, vedeți? Rugăciunea. Cum suntem jocoriți? Fă să cad -o lor asupra capului lor. Deci Nemia a alergat la rugăciune. Imediat a fost reconfortat, întărit, merge iară pe zid, iară lucrează. Pentru că Dumnezeu i-a dat biruință la atacurile verbale, la batjocuri. Și acum revin la noi. Își bate cineva joc de tine, că nu ești în stare, că nu știu ce, nu știu ce. Poate chiar gândul tău, diavolul, vine în mintea ta. Ce poți să faci? Te duci, te pui pe genunchi și spui, Doamne, uite ce am auzit în mintea mea, în urechea mea, o venit diavolul, uite ce mi-a zis. Uite ce au zis cu tare la serviciu, uite ce a zis la școală, uite cum își bat joc de mine copiii, colegii, oamenii din jurul meu, vecinii. Și Domnul imediat vine, te reconfortează, te întărește și te pune iar în slujbă. Altfel, te dă diavolul de pământ. Vedeți? Rugăciunea. A doua tactică vrăjmașă, iarăși atac exterior, și aici am numit atac exterior și interior, pentru că diavolul a lucrat pe două planuri. Odată venea din exterior cu vrăjmașii și al doilea lucru cu cei dinăuntru, cu cei din spatele zidurilor, din Ierusalim. Al doilea tip de atac, al doilea atac vrăjmaș a fost tot exterior, atac armat pot să zic, utilizarea forței, S-a unit, versetul 8, toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni, auzi? Și mai jos spune, iarăși despre ei, că versetul 11, ziceau, nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor, îi vom ucide. Atacul armat, atac exterior. Care-i răspunsul lui Nemia la acest atac? Versetul 9. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă. Uite, rugăciune plus acționare. Rugăciune plus veghere. Foarte important. Pentru că ei se puteau numai ruga și lasă să ne păzească Domnul. Nu, nu zice Domnul. Eu te păzesc dacă te păzești. Roagă-te și acționează. Și atunci Domnul le dă biruință. Și asta o putem lua practic în viața noastră. Vine sesiunea, nu? Vine sesiunea, stresiunea, cum îi ziceam noi. Dacă tu zici, a, mi-a dat Domnul o inspirație, nu știu și tot dormi, tot dormi. Nu știu ce se va întâmpla, dar bine, oricum nu o să fie. Nu o să fie. Tu te rogi, roagă-te lui Dumnezeu și acționează, învață, ca pe Domnul îți dă biruință. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruință o dă Domnul. Tu pregătești calul, pune pe el ce trebuie ca să meargă, să nu cadă în bot, că nu e dat de mâncare. Vedeți? Și aici, uite, iarăși rugăciune, rugăciune plus acționare. A treia tactică vrăjmașă, un atac intern, descurajarea. Versetul 10. Însă Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbesc, dărmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. Am cunoscut, să știți, tineri care erau la facultate și spuneau nu o să-mi iau sesiunea asta deloc. Și stătea acasă descurajat, amărât, necăjit, nu se ducea nicăieri. Și să știți că era așa o vorbă și cred că e adevărată. Atunci când eram la facultate, era o vorbă bună, frumoasă. Zice, un examen dat este pe jumătate luat. Du-te la examen, domnule. Vezi măcar și de n-ai învățat. Vezi ce să dă. Vezi cum se dă un examen. Și când te duci la reexaminare, deja ești împită, cum zicem noi, ești acolo, știi ce se dă. Altfel, bâșbui, te duci numai la reexaminare, vai, cum s-a dat, vai, ce se dă. Deja până te dezmeticești, o trecu jumătate din timpul care ți-a alocat. Și după aia, în cealaltă jumătate, cu emoții, cu asta, e un 5 sau un 4. Și... Vedeți ce zice aici? Atac intern, descurajarea cum se rezolvă această problemă. Și vedeți, Domnul i-a dat prin rugăciune lui Nemia o inspirație extraordinară. Vedeți versetul 13, unitatea. De aceea am pus în locurile cele mai de jos, din apoi a zidului și în locurile tale, poporul pe familie, am așezat pe toți, cu săbi, cu sulițe, cu arcuri. Unitatea, unitatea e foarte importantă, să știți, foarte importantă. Erau toți în familii când ți se apropie o problemă, o necaz, o suferință, ceva, caută pe frații de lângă tine și fă o unitate. Mă, ajută-mă. Mi-a plăcut mult de un frate care m-a sunat într-o zi. Bă, zice, ajută-mă. Zice, am prumut cu o zi de post, ca pe ți-o dau eu data viitoare, când ai tu probleme. Frumos! Caută-ți frații! Unitate e foarte importantă. Mergem mai departe. Versetul 14 spune, pe lângă unitate, vedeți, că asta, până la urmă, asta e frumusețea unității, a dragostei frățești. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor, drăgătorilor și celorlal popor, nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul și imediat Domnul rezolvă problema, vedeți? Unitatea, la atacul ăsta intern, la descurajare. Următoarea problemă care apare în capitolul 5, dezbinarea, un alt atac intern. Diavolul a încercat să rezolve ceva în interior, de la versetul 1 la 13. Erau oameni săraci, s-au împrumutat, unii le-au dat împrumut de acolo, din interiorul zidurilor. Erau unii mai bogați, unii mai săraci și săracii primesc împrumut ca să plătească impozitul, că n-aveau bani de impozit, n-aveau bani de mâncare și-au primit împrumut. Și atunci s-au dus la Nemia și au zis, ce să facem? Uite, ăștia sunt așa, noi suntem așa, ăștia o duc foarte bine, noi n-avem o bucată de pâine, ce să facem? Și aici, imediat, îi dă Dumnezeu tot prin rugăciunea lui Nemia o inspirație și intră mustrarea. Când îi dezbinare, atunci trebuie mustrați oamenii. Băi, voi nu sunteți serios, sunteți pocăiți. Da, uniți-vă, mă, nu fiți dezbinați. Acolo trebuie administrată mostrarea, n-ai ce să faci. Uite, așa s-a întâmplat aici. Mergem mai departe. În capitolul 6, un atac extern, ademenirea, versetul 1 în jos. Nu pusese mâncă ușile porților când s-a îmbalat Tobia, Geshem, Arabul și ceilalți vrăjmași ai noștri. Au auzit că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. Atunci s-a îmbalat și Geshem au trimis să-mi spună, vino și să ne întâlnim în satele din Valea Ono. Își pusese de gând să-mi facă rău. Și uite ce răspuns frumos. Vedeți? Preocuparea, și asta să știți că e foarte importantă. Să fii totdeauna ocupat cu lucrul lui Dumnezeu și atunci diavolul nu mai are timp să-ți dea de lucru. David era pe acoperiș, nu avea nimic de lucru, a căzut. Și alții, și alții, și alții. Și aici, vedeți ce inteligență a avut omul ăsta. Să-i spună un răspuns foarte simplu, aparent, dar foarte adevărat. Le-am trimis soli cu următorul răspuns. Voi vreți să ne întâlnim? Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor la voi. Cât timp l-aș lăsa să vin la voi, lucrul încetează. Amin. S-o terminat. În patru rânduri mi-au făcut aceeași cerere, versetul 4, și le-am dat același răspuns. Foarte clar a fost la minte omul acesta, Nemia. Și urmează un al șaselea atac, tot extern, și anume discreditarea, și asta e foarte dureros, să știți, atât e de dureros. Și din păcate mai circulă și printre noi, de la versetul 5 până la versetul 8. S-a Sambalat mi-a trimis solia aceasta a cincea oară prin slujitorul său, care ținea în mână o scrisoare deschisă. De ce o fost deschisă? Ca să o citească toți. Pe unde mergea solul? Bă, vedeți ce scrie aici? Hai să vă citești. Și le citea solul și mai mergea pe o familie și mai mergea și mai mergea. Și pe toți i-o trăvit cu scrisoarea asta. Era deschisă, nu era închisă, era deschisă. Cum se apără Nemia, în fața discreditării, un atac extern, foarte oribil, foarte urât, discreditarea. Știți cum se apără? Tot verbal, tot cu un fel de scrisoare deschisă, până la urmă nici nu era scrisoare, versetul 8. Am trimis următorul răspuns lui Sambalat. Ce ai spus tu în scrisoare nu există, nu este. Tu de la tine le născocești. Și atât. Și când se ducea solul lui Nemia înapoi, pe la toți ăia care au auzit poveștile, zicea o născocire de alu îmbalat. și tot așa și tot așa. Nu au avut ce să facă, trebuie să se apere. Iar un atac extern, versetul 9, semănarea panicii. Toți oamenii aceștia voiau să ne înfricoșeze și ziceau, li se va muia inima și lucrarea nu se va face. Și uite, iar apelează la rugăciune acum Dumnezeule întărește-mă și se roagă omul acesta și iară scapă de panică, scapă de frică am avut de a face anul trecut foarte mult noi ca biserică cu panica și cu frica și apoi de la versetul 10 în jos este un atac interior diavolul se infiltrează și aduce lunemia o prorocie mincinoasă și vine cineva și începe să-i spună încă nici nu i -o zis, așa vorbește Domnul. Dar zice, hai să ne ascundem în casa lui Dumnezeu, să închidem ușile templului, mergem în sfânta sfintelor, Că ăștia vin să te omoare și vin noaptea să te omoare, hai acolo să ne închidem. Iar și a fost asta o discreditare, dar pe plan intern. Pentru că dacă omul ăsta a în Sfânta Sfintelor, N-avea șansă să mai scape în fața unui popor care îl căuta pe Dumnezeu. În Sfânta Sfintelor intra numai preotul, marele preot. Și el nu era mare preot. Și atunci, imediat, îi cobora prestigiu în fața poporului și nimeni nu-l mai asculta. Un alt atac extern, dar vedeți câte sunt. Versetul 12. Mituirea, lăcomia. Am cunoscut că nu Dumnezeu îl primitea pe omul ăsta, zice ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă s-a îmbalat și Tobia i-au dat argint, spune aici. Și câștigându-l astfel nădăjdeau că am să mă tem și am să urmez sfaturile și să fac un păcat. Foarte interesante toate tacticile astea vrăjmașe, dar vedeți cum Domnul a luminat și l-a clăuzit pe Nemia prin rugăciune, punct cu punct, și numai la final probabil și-a dat seama Nemia din ce mari încercări și probleme l scos Dumnezeu. Mare puterea lui Dumnezeu, să știți. 2 Corinteni, capitolul 6. Și putem lua epistola către Efeseni, pentru că acolo ne-am oprit prima dată să vedem, pentru că e vorba de dragoste. Dar aici, în 2 Corinteni, capitolul 6, spune de la versetul 4 în jos, iar o panoplie așa plină cu arme, o colecție de arme a lui Pavel, cum lupta Pavel. În toate privințele arătăm că suntem niște vredni slujitori al lui Dumnezeu. Unde o să vedeți scris prin, înseamnă că este o cale de ieșire, o armă prin care el se apără. Unde vedeți că scrie în, înseamnă că era într-o problemă, era în ziua ce are Și atenție ce zice. Suntem niște vredni slujitori al Lui Dumnezeu, prin multă răbdare. Ok, asta e o armă. Dar unde folosim noi multă răbdare? În necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi. Și se oprește. Măi, dar toate astea n-am putut să le străbat decât prin curăție, vedeți versetul 6, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare. La început am avut multă răbdare, trebuie să iau îndelungă răbdare prin bunătate, prin Duhul Sfânt. Vedeți, s-a vorbit de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt este cel care deține un depozit întreg de arme pentru noi. Printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Iarăși, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine, e periculoasă mai mult slava decât o cară, mai mult vorbirea de bine decât cea de rău, să știți. Priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul. Și aici Pavel își arată toate armele lui pe care le-a utilizat în lupta spirituală. Ei, eu m-am oprit la această armă a dragostei neprefăcute din versetul 6. Și dacă o să răsfoim iarăși în Efeseni, o să vedem că Apostolul Pavel vorbește mult despre dragoste. Odată îndeamnă pe Efeseni, a auzit în 1 cu 15 de dragostea lor pentru toți sfinții, dar apoi i-a îndemnat în capitolul 2 cu 4 pentru dragostea cea mare cu care Dumnezeu i-a iubit, zice, să observe și să vadă ce a făcut Dumnezeu acolo în dragostea aceea. Și apoi spune, El ne-a înviat, El ne-a așezat, Eram înainte așa, Dumnezeu ne-a luat și în trupul lui Hristos a înlăturat toate lucrurile. Și apoi în capitolul 3 vine și spune despre lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea dragostei lui Hristos, care întrece op orice cunoștință, versetul 19. Și apoi, iarăși, în 4 cu 2, în 4 cu 15, iarăși vorbește de dragoste, credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele. Vreau să vă spun, pentru că timpul s-a scurs, în încheiere, despre o istorioară pe care am citit-o în istoria creștinismului, în secolul 18, în secolul 18 a fost un caz cu John Wesley. John Wesley era acel om, acel predicator al lui Dumnezeu pe care cu toții îl cunoașteți, îl știm. Omul acela care a străbătut sute de mii de kilometri călare pe cal, a vestit Evanghelia, a avut, să știți, zeci de mii de predici a avut omul acesta. Și s-a schimbat fața Angliei, a Europei, a Americii, a lumii întregi prin predicarea acestui om puternic al lui Dumnezeu. Știți ce a fost? Nu știu. O, o ciudățenie a vieții lui. Omul acesta a avut o soție cu care nu s-a împăcat niciodată. Nu știu de ce. Sau poate că o să explice întâmplarea pe care vă spun uh, lucrul acesta. De ce nu s-a împăcat cu ea? Adică, de fapt, ca și la Dorz, nevasta nu-l suporta să meargă în misiune. Nu-l suporta, pur și simplu. Stai acasă. Te urăsc. Nu-l nu iubea deloc când el a întemeiat mișcarea metodistă împreună cu Charles, cu fratele lui și cu Whitefield, cu George Whitefield, oamenii au început să fie mișcați Metodiști s-au numit pentru că aveau metodă de studiu Să știți, a Bibliei foarte bine pusă la punct de post, de rugăciune Aveau metodă, erau metodiști Le, le puneau toate lucrurile la locul lor Inclusiv femeile, aveau clase Aveau școli, ca și școlile duminicale În care învățau Biblia metodic Și aveau peste ele învățătoare și directoare Erau foarte bine organizați oamenii ăștia Și a reușit John Wesley și cu fratele lui și cu Whitefield George Whitefield să-i organizeze foarte bine pe metodici, mișcarea asta metodistă. Gândiți-vă că în decurs de vreo 10-15 ani, mișcarea asta a crescut de la vreo 20-30 cât au fost la început în cercul acela care se ruga în Londra, au crescut la câteva zeci de mii. La câteva zeci de mii. A fost o mișcare de trezire în Anglia atunci. Ce s-a întâmplat? La un moment dat, la adunările metodiștilor, a participat o doamnă foarte instruită, era soția unui ofițer de marină, pe doamnă o chema Grace, și doamna aceasta a ascultat cu mare atenție, domnul i-a străpuns inima, a născut-o din nou și imediat a intrat între metodiști. A cerut botezul și a fost acceptată. Soțul ei, Ofițerul, când a auzit ce n a făcut, ce gafă a făcut soția lui, s-a enervat și a vrut să meargă să bată, s-a certat tare cu ea și s-a dus nervos pe vas. Era uh, ofițer de marină. Ei, când s-a dus pe vas, printr-o întâmplare nefericită, omul ăsta a fost aruncat în mare, s-a necat și femeia a rămas văduvă. S-a stabilit, fiind văduvă, undeva într-o parte a Angliei, cred că în partea de nord. Și acolo John Wesley a încredințat la femeia asta o școală cu femei, să se ocupe de ele. Și s-a ocupat foarte bine. A dat dovadă de pocăință, a dat dovadă de seriozitate, de cunoașterea Bibliei, a fost extraordinară. Au trecut ani și în decurs de 10 ani, femeia asta Grace a ajuns responsabilă pe toată partea de nord a Angliei de lucrarea cu femeile așa cum e la noi talentul negoț care prinde toată țara ei, acolo toate femeile din partea de nord erau în subordine acestei femei, a lui Grace, care le controla pe celelalte învățătoare și era foarte, foarte pocăită și la locul ei. Și toată lumea acum știa că John Wesley se va căsători cu această femeie, pentru că el a apreciat-o. Și la un moment dat în jurnalul lui a scris în felul următor, am crezut că nu o să am loc de poposire niciodată, că eu o să fiu ca și Hristos Domnul, un om care locuiește sub uh, aripile cerului, sub cer, ziua, noaptea, călătorește și am crezut că niciodată nu o să mă opresc și să am un acoperiș deasupra capului. Dar acum cred ceva, că alături de femeia asta eu o să am un acoperiș asupra capului. Și ce s-a întâmplat? Cei doi s-au logodit și urma să se perfecteze nunta fratele lui, al lui John Wesley, Charles Wesley, a auzit niște zvonuri, niște bârfe, ca și în cazul lui cu Sambalat. Că de fapt, fata asta, doamna asta, că era doamnă, era fată, era doamnă, a fost logodită înainte cu altul și a auzit niște zvonuri. Și el s-a gândit că nu cumva cauza Evangheliei să aibă probleme, și când John Wesley era plecat în misiune, a chemat-o la el și a zis așa, fratele meu mi-a dat așa, cu semnătură dacă vrei. M-a însărcinat pe mine să te căsătoresc în lipsa lui cu predicatorul putare, care era tot metodist, tot de lor. Și John Wesley spunea că în noaptea dinainte anunții a avut, și el nu știa nimic, el era în misiune, a avut niște presimțiri sumbre și o luptă puternică la nivelul Duhului. Și nu s-a liniștit decât predicând Evanghelia și după aceea s-a dus și s-a culcat. Și a visat că logodnica lui era dusă în piața unui oraș ca să fie executată. Și a fost executată și a murit. Și pentru el chiar mort a fost. Când s-a întâlnit cu fratele lui, n-a mai avut putere să zică nimic. Fratele lui a auzit niște zvonuri. El n-a știut de treaba asta. Nu m-a auzit. Grei s-a căsătorit cu X. N-a vrut nici să-l salute. Vă dați seama, erau doi frați. Unul predica Evanghelia, celălalt compunea cântările metodiste pe care și noi le avem. O parte dintre ele. Și n-au putut să se privească în ochi. Și a trebuit să vină George Whitefield și cu încă un John Nelson și să se pună în genunchi în fața lor și să plângă cu lacrime amare și să le spună împăcați-vă că sunteți frați. Și a biruit iubirea de Dumnezeu, să știți, pentru că asta e tema Noului Testament. Pavel a avut-o. Gândiți-vă cum l-a ridicat pe Uti, cum l-a îmbrățișat, cum i-a iubit pe alții, l-au bătut cu pietre, el cânta în închisoare, temnicerul ăla care l-a chinuit, l-a câștigat pentru Dumnezeu, puterea iubirii au căzut și m-am gândit așa la imaginea asta, ce frumos ar fi și în zilele noastre să existe oameni. Și să știți că am întâlnit, rar găsește așa ceva, dar am întâlnit. George Whitefield și cu John Nelson se aruncă în genunchi, îi îmbrățișează pe cei doi, încep să plângă și să spună, măi, cauza Evangheliei, tu voi vă dați seama ce se poate întâmpla, cauza Evangheliei, împăcați-vă, și zice John Wesley, scrie în jurnalul lui, am căzut pe gâtul fratelui meu, n-am putut să mai spun nimic, dar pentru mine femeia asta a fost pierdută. Și atunci s-a căsătorit cu cineva să fie și el căsătorit. Femeia asta l-a chinuit un pic. Poate că a fost de la Domnul să plece în misiune, nu știu exact ce s-a întâmplat acolo, dar esența, iubirea. Și vreau să vă spun și închei, eram odată în misiune și Eram pe mai multe zile, tot așa, cu zvonuri și cu povești. Un frate, eram un grup, da, un grup. Și unul din grup a auzit un zvon despre altul din grup. Vă dați seama, noi eram în unitate, în misiune, duhurile rele, nu? Te duci să faci tăruințe, să faci evanghelizări. Și noi trebuie să fim ca o armată, să stăm umăr la umăr, să ne apărăm unul pe altul. Că așa e lupta asta și așa e lucrarea lui Dumnezeu. Dar vine cineva și îi spune la unul, mă, ăsta, nu e așa pocăi, nu e așa, uite ce au făcut. Și-o crezut, domnule. Și auziți, așa l-a blocat diavolul pe omul ăsta, care era cu noi în echipă și eram în misiune, că nici n-a mai vrut o jumătate de zi să vorbească cu noi. N-a mai vrut. Și nu știam ce are. Și unul dintre noi s-a dus și-o căzut în genunchi în fața lui, și eu să ruta mâinile și au zis, te rog frumos, fă ceva. Și n-am fost eu, să știți, n-am fost eu. Și mi-e rușine că n-am fost. Era bine să fi fost. Dar am avut și eu orgoliu meu și am stat așa și m-am uitat. Și eu să ruta mâinile și au zis, voi trebuie de sară să predicați. Ce predicați de sară? Tu te duci să predici și tu nu vrei să vorbești cu ăștia la Ceilalți cântă, ceilalți dau îndemnuri și voi sunteți așa, cei cu voi? Și-au început lacrimile, și-au început pocăința și ne-am împăcat cu toți. Și-a fost bine după aceea și Domnul ne-a dat un mare har. De ceva practic până la urmă, că la astea două lucruri m-am gândit. Rugăciunea în Vechiul Testament și-o putem practica cu toți și iubirea. Că asta ne-a dat Dumnezeu tuturora. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat. Ne-a dat pe Hristos, El e iubirea, El e dragostea lui Dumnezeu. Și în lupta spirituală când vedeți că vă lipsesc toate celelalte arme și te vezi slab la capitolul credință, la capitolul neprihănirii, la toate capitolele, aduți aminte că Dumnezeu ți-a lăsat iubirea în inimă pe Iisus Hristos și aduți aminte că Domnul ți-a lăsat și rugăciunea, puterea rugăciunii, duhul rugăciunii. Și poate o să reușești să faci măcar ca și David, când făcea altă dată, zice, seara dimineața și la mează oftez și gem. Și el aude oftatul ăsta. Aia rugăciunea mea. Nu pot să mă rog. Nici măcar n-am cuvinte de rugăciune. Oftez. Nu pot, nu pot, nu pot. Oftez. Și Domnul aude asta și o scrie sus. Și îți dă biruință pe bază la un oftat, la un suspin. Vreau să rămân la gândurile astea și haideți să punem la inimă Darul acesta pe care Domnul ni l-a dat, rugăciunea și pe Isus Hristos, adică dragostea Lui Dumnezeu. Amin.